bărbat de 47 de ani din Alba Iulia riscă să fie cercetat penal după ce, nervos pe faptul că soția i-a consumat băutura, s-a răzbunat pe portiera unui autoturism. A fost depistat în scurt timp de un echipaj de jandarmerie. Conducătorul auto a relatat jandarmilor că în timp ce conducea, un bărbat i-a lovit portiera din dreapta față a vehiculului, fără un motiv evident, după care a fugit, potrivit Alba24.ro. Pornind de la semnalmentele furnizate de păgubit, jandarmii au acționat pentru prinderea presupusului făptuitor și au reușit să-l depisteze în scurt timp. Inculpatul și-a motivat gestul prin aceea că are probleme personale. Mai mult, acesta se afla în avansată stare de ebrietate, iar în urma verificărilor efectuate a reieșit că anterior incidentului ce a necesitat prezența jandarmilor fusese implicat și într-un scandal în familie. După cearta cu soția, bărbatul a părăsit locuința extrem de nervos, iar acum este principalul suspect în săvârșirea unei infracțiuni de distrugere.